împreună cu județul Bacău. Invităm în scenă, în prezidiu, vorbitorii din primul panel, domnul Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, doamna Chiriac, din păcate nu a putut ajunge, dar m-am atatat să vorbesc din partea de ei, din cancelarea prim-ministrului, de susținere acestui eveniment. În ultimul moment a intervenit în timpul momente și nu a putut să fie prezent. Domnul Gheorghe Florin Cărciu, secretar de stat de Departamentul pentru România de Pregătire, dacă deja este aici. Domnul Lucian Bătăniel, prefectul județului Bacău. Domnul Costel Donava, deputat președintele Comisiei de Politică Externă, Reforme și Privatizare. Domnul Vasile Marcuță, președintele Consiliului Regional Nisporei. Vă invităm aici în scenă. Domnul Iulie Flevinski, președintele Consiliului Regional Hâncer. Domnul Vasile Secăieru, președintele Consiliului Regional Râșcani. Domnul Nicolae Melnic, președintele Consiliului Regional Ieneț. Și domnul Ion Cucerescu, consilierul județean, Consiliul Județean Bacău. Și eu sunt Calestru Iurie, director de program, Institutul Dezvoltare și Expertiză a proiectelor. Ne scuzați că avem un pic de emoții, nu obișnuim să întârziem cu o oră jumătate. Eu zic să aștept să intre toți. Da, propunem... Da, propunem să așteptăm încă două minute și să oferim cuvântul deschidere domnului președinte, domnului Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Domnule președinte, domnule Bună ziua tuturor! Bine ați venit în Bacău! Bună ziua oaspeților noștri din Moldova! Sperăm să arătăm un model de bune practici de atragere de fonduri europene la nivelul județului Bacău. Am să dau doar două statistici care au fost prezentate acum ceva timp de MIPE pe de-o parte, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și pe de altă parte de către doi jurnaliști care au făcut o analiză la nivelul întregii țări, acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, acum 2 ani de zile, data publicității, județul Bacău, ca fonduri atrase, se afla pe locul 2 în Moldova, pe locul 5 în țară. Și, potrivit surselor din presă, ca fonduri implementate, care cu totul altceva, pe cap de locuitor, pe locul 1. Noi sperăm să ținem acest trend. Eu am să vă prezint, am să vă rețin foarte mult atenția, am făcut o prezentare în așa fel încât să vedeți la nivelul județului Bacău că există o continuitate de implementare a fondurilor de atragere, de absorție a fondurilor europene, implementare și, evident, ulterior, pe noile programe de atragere. Sper să aveți, să fi făcut o analiză
sintetică, o analiză care să vă facă o imagine completă a ceea ce înseamnă fonduri atrase de către Consiliul Județean Bacău. Am să încep investițiile în principal înainte de 2020, inclusiv 2021-2022, care s-au finalizat atât în 2020 cât și în 2021. Se axează pe de-o parte pe infrastructură spitalicească și aici mă refer la heliport, mă refer la ambulatoriu din fonduri atrase de către Consiliul Județean. S-a finalizat anul trecut heliportul și o să vedeți o parte dintre dumneavoastră care vor merge în Spitalul Județean, veți vedea un heliport extrem de modern, acreditat și care deja, dacă nu mă înșel, este la a 45-a, 50-a intervenție, în ciuda intervenției de salvare de vieți. În ciuda, să zic așa, a cărpătașilor de serviciu, care puneau problema, spune cine mai trebuie heliport, ținând cont de faptul că avem aeroport. Totuși, un minut sau jumătate de minut contează. Și s-a și văzut utilitatea acestuia, mai mult decât atât, sub defensabilitate și raportul de oportunitate a arătat cât de util este această investiție pentru Spitalul Județean din Bacău. Pe de altă parte, o să vedeți și ambulatorul, dotări noi. Am să rog colegii din Spitalul Județean, l-avem aici în sală, domnul președinte al Consiliului de Administrație a Spitalului Județean, domnul președinte EDEF, care va ruga, dacă doriți, haideți pe scenă, faceți parte din... Dânsul este și președintele Senatului și Universității din Bacău. Un om pe care mă bazez și prin experiența profesională pe care o are și prin faptul că țin foarte mult ca Universitatea să fie cât mai aproape de Consiliul Județean și de instituțiile pe care le are sub ordine, inclusiv Spitalul Județean din Bacău. De asemenea, îl salut pe domnul rector al Universității din Bacău. Vă rog, aveți locul lângă voi. De asemenea, Universitatea este un campion de atragere în fonduri europene și ne mândrim cu asta. Aș vrea să continui prezentarea pe aeroportul din Bacău. Aeroportul din Bacău, care este unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară. Am avut experiența de a merge și pe alte aeroporturi, mai ales în ultimul timp. Singura problemă pe care o are aeroportul din Bacău, sau e o problemă generală la nivel național, îl reprezintă politica companiilor aeriene de dezvoltare de noi rute. Eu vă asigur, așa cum am făcut-o de atâtea ori de câte ori am avut ocazia, că aeroportul din Bacău își pune în practică aplicabilitatea și faptul că s-au atras fonduri europene în valoare și implementate de 76 de milioane de euro. Investiții în pistă, mărirea capacității portante și lungimea acesteia, extinderea acesteia, terminal și, dacă nu mă înșel, și că nu mă înșel, se va finaliza, s-a finalizat o parte din el, sistemul de siguranță, și se va finaliza în septembrie complet un sistem de siguranță care să asigure aterizarea în orice condiții, în condiții de vizibilitate redusă pe aeroportul din Bacău, ceea ce face să fie extrem de performant. Noi ducem la nivelul aeroportului din Bacău o politică, haideți să nu zic agresivă, că în sală este și domnul președinte al Consiliului de Administrație și directorul general Radu Vesniuc, pe care îl rog să... mai ales că să știți că e concetățean de asta, este moldovean. Și a fost directorul Direcției Generale de Aeronautică din Moldova. Un om extrem de valoros, care l-am cooptat în echipa noastră de conducere. Și să știți că într-un timp foarte scurt a reușit să creeze rezultate când nimeni nu s-a așteptat. O să avem și alte surprize care nu le anunțăm aici, pentru că ține de politica internă a aeroportului din Bacău, dar doar vreau să
spun că vor fi puse în valoare toate aceste investiții oportune și necesare pe aeroportul din Bacău. Nu în ultimul rând, avem investiții pe Direcția Generală de Protecție a Copilului și Asistență Socială. Deci un domeniu extrem de sensibil, un domeniu în care dacă nu ai pasiune și dacă nu ești empatic cu beneficiarul, ca să zic așa, că fie că vorbim de copil, fie că vorbim de adult cu dizabilități, să știți că nu poți să faci față și nu poți să faci performanță în cadrul DGASFC-ului. Noi am pornit o amplă restructurare a sistemului din DGASFC și mă bucur să văd chiar în aceste momente în care ați văzut undeva pe presă, e un subiect sensibil, problema asilurilor, problema asistenței sociale. Noi am fost un pas înainte și am restructurat anumite activități, am relocat anumite activități și am externalizat, am dus în zona rezidențială, am relocat atât adulți cât și copii în zone moderne pe care o să le și vedeți, nu doar prezentate în imagini. Vreau să le vedeți dumneavoastră, să vedeți cam care este standardul de la nivelul DGASFC Bacău. Toate astea nu s-ar fi putut face fără fonduri europene. Deci asta este principala piesă pe care ne-am bazat, indiferent câte investiții am fi încercat să facem din fonduri proprii, nu am fi reușit să ajungem la o asemenea, să zic eu, cu modestie, dar și cu corectitudine, performanță. Pe de altă parte, nu în ultimul rând, investiții în infrastructură rutieră. Noi suntem în cadrul vechiului program, BOR, fonduri atrase de 41 de milioane de euro, dar vă spun că au mai crescut cu încă 3. Pentru că s-au actualizat la nivelul anului 2023. Este un an final, un an de închidere a acestui program și vă garantez că se va închide înainte de termen. Am reușit să facem de așa natură încât să unim, să avem un drum strategic care să unească Piatra Neamț de Vrancea către podul Turcului. Lucrarea finală, finalizarea acestei lucrări este undeva estimată la nivelul lunii octombrie, dar noi vom fi gata la începutul lunii septembrie. Am reușit să mobilizăm atât constructorii și acolo unde n-au corespuns constructorii, am reziliat contracte, tocmai ca aceste fonduri să nu fie pierdute sau eventual să nu suferim corecții pe ele. Am prezentat așa în mare cam ce este la nivelul județului Bacău, pe ceea ce s-a implementat. Sunt bucuros să vă anunț că avem în derulare foarte multe proiecte pe care o să le enumer din memorie, deși le am și aici, dar cunoscându-le bine îmi face plăcere să vi le spun așa pe rând. Pe de o parte, avem investiții la nivelul Spitalului Județean, finanțate și aprobate la finanțare de 76 de milioane de euro. Nu cred că e fără precedent. În primul rând, avem finalizarea unui fost spital municipal, Bacău, care inițial a plecat de la ideea de a face concurență Spitalului Județean și s-a ajuns la normalitatea de a fi integrat în cadrul Spitalului Județean, un spital care va, un pavilion, de fapt, de nivelul unui spital, cu mai multe secții, care vă garantez că va fi unul dintre cele mai moderne din țară. Noi suntem în faza de licitație, deja s-a semnat contractul de finanțare și suntem în procedură de licitație. Valoarea finanțată de către, prin programul PNRR, componenta 12, sănătate, este de aproximativ 60 de milioane de euro. Noi sperăm că la un moment dat să venim și am și credința că undeva în termenul cât mai scurt posibil acest pavilion cu destinație medicală va fi integrat în cadrul Spitalului Județean din Bacău
și va aduce o plus valoare atât actului medical, cât și satisfacției pacientului. De fapt, pentru acest lucru ne luptăm, să existe o satisfacție a pacientului. Că sunt două componente. Pe de o parte, actul medical în sine, făcut și de către cadrele medicale, dar pe de altă parte și componenta administrativă, componenta Consiliului Județean, de investiție în cadrul de investiție în infrastructura medicală. Cele două trebuie să meargă mână în mână, ceea ce la Bacău s-a întâmplat asta și doresc prin acest lucru să creștem calitatea actului medical. Am să vă fac o descriere scurtă la ceea ce înseamnă finalizarea acestui pavilion, înseamnă un plus de 321 de paturi cu 211 paturi digitale, cu angiograf, cu CT modern, cu RMN modern și, bineînțeles, dotări pentru secții de neurochirurgie, pentru deschiderea unei secții noi de cardiologie intervenționale. Știm foarte bine cât, ce nevoie este, cu atât mai mult cu cât cu această ocazie ne crește și partea finanțabilă. Adică se leagă două chestiuni care ar trebui avute în vedere în ceea ce înseamnă finanțarea spitalelor de către Casa de Asigurări de Sănătate. Nu trebuie să uităm că, pe de-o parte, trebuie să devenim și sustenabili în activitatea noastră. Ori nu putem inventa secții care nu aduc o sustenabilitate pentru Spitalul Județean. Ca atare, noi, pentru a le corela, pentru a corela acest lucru, am declanșat de un an de zile un controlling medical care să ne arate eficiența, eficacitatea și economicitatea Spitalului Județean. Rezultatele, pe de-o parte, ne bucură, pe de altă parte, ne îngrijorează. Înseamnă că trebuie să luăm măsuri care să ducă spre sustenabilitate. O parte de secții se vor reorganiza în așa fel încât să devenim eficienți și o parte de secții vor veni noi care să ne aducă o plus valoare din punct de vedere economic. E adevărat că actul medical nu trebuie să fie pus sub condiția, să zic așa, a celor trei ei, economicitate, eficiență, eficacitate. Dar totuși nu putem să spunem că spitalul trebuie să nu fie sustenabil pentru activitate. Ca atare, noi ne-am concentrat pe multe din secțiile care sperăm vor deveni un grad de finanțare mai mare din partea și o adresabilitate, evident, din partea Casei de Asigurări de Sănătate. Nu s-a făcut oricum, s-a făcut pe baza unui studiu, de asemenea unui studiu a Școlii de Management Sanitar, care ne-a dat soluția ce secții să se înființeze, ce secții să se relocheze în nou pavilion și ce secții să fie oarecum într-o zonă de reducere și oarecum de a nu intra pe pierdere. Nu vreau să vă rețin mai mult atenția asupra spitalului, vreau doar să mai puntez anumite lucruri. Am reușit să obținem finanțare pe nosocomiale undeva vreo 6,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă nu doar înființarea unui laborator modern de microbiologie cu dotări moderne, ci și investiții în zona de bloc chirurgical pediatric și, evident, dotări în vederea combaterilor infecțiilor nosocomiale pe tot ce înseamnă Spitalul Județean. Apoi, tot în aceeași măsură am reușit să avem finanțare, să primim o finanțare pe neonatologie, pe zona de obstetrică, ginecologie, și care nu face decât să ne aducă un plus de valoare într-o zonă atât de sensibilă. În zona noilor născuți, o investiție undeva de 1,5 milioane de euro, apoi de 1 milion și ceva de euro, nu, cred că 2,5 milioane, și apoi o investiție de 1,5 milioane de euro pe planning familial,
Și, nu în ultimul rând, care este chiar în faza de licitație, la fel ca și nosocomială, avem investiții prinse, tot prin PNRR, tot prin componenta de sănătate, înființarea unui laborator nuclear pe civil, care ne va ajuta, cum cer, să avem un diagnostic clar, mai bun, aproximativ în toate domeniile. Iată că astea sunt cele, noi mai avem un lucru și alte proiecte care urmează să le depunem pe digitalizarea spitalului și, nu în ultimul rând, vom depune, de data asta, vom vedea dacă pe fonduri europene, pe programul operațional de sănătate sau pe finanțare pe Banca Europeană de Investiții, două proiecte extrem de necesare și extrem de importante pentru spitalul județean, pentru pacient și pentru întreg județul și, dacă nu, și pentru cei care vin din afara județului și se tratează în Bacău. Vrem să facem un centru, un centru pilot de recuperare pediatrică. Avem documentația făcută de recuperare pediatrică și paliații copii și care se leg cu partea de pediatrie, cu ceea ce avem pe nosocomiale și urmează refacerea întregului bloc operator de la nivelul spitalului județean. Ambele investiții, una se cifrează la undeva 18 milioane de euro și cealaltă la 12 milioane de euro. Tocmai de asta fondurile externe, fondurile europene, poate să ne aducă dezvoltare și am considerat, nu vreau să vă rețin mai mult, am considerat întotdeauna, de când mi-am început mandatul, și consider că una din cheile în administrația publică sau un indicator de performanță, în primul rând, îl reprezintă nu neapărat cheltuirea bugetului eficient, ci, în primul rând, atragerea și absorpția de fonduri europene. Cred că asta reprezintă indicatorul de performanță a unei administrații. Vă mulțumesc și vă doresc să vă placă și îmi doresc să, la ceea ce vedeți dumneavoastră, să vă impresioneze și să fie o replică bună la nivelul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, stimate domnul președinte și întregii echipe pentru primire călduroasă. Încă o dată, sinceri scuze pentru întârziere. Cum a spus nemții, dacă spui că în întârzii e de vină ambuteiajul, semafoarele sau mai știu eu, atunci nu o să-ți fie rușine de data viitoare. Așa că spun sincer că nu este rușine, în sensul că ne asumăm eroarea. Avem probleme la circulație. Și altă dată vom veni mai devreme. Și scopul nostru este anume asta, să aducem împreună instituțiile publice de pe ambele maluri ale Prutului, să ajutăm crearea parteneriatelor interumane, transformate în parteneriate interinstituționale, în vederea creării echipelor mixte de proiect Moldo-Românie, cu scopul de a crea cadrul necesar pentru absorpție spre 100% a fondurilor de readerare. Înțelegem că unica cale a Republicii Moldova, dacă vorbim de rezultare, este sigur că Uniunea Europeană, fondurile europene și sigur că unde să preluăm bunile practici mai bine decât în România, sigur că doar aici vorbim și de accesul comunitar, de acele pași de urmat, dar și de evitat. De asta și suntem aici, să învățăm și să vă sincer mulțumim pentru inima deschisă și evenimentul de astăzi și organizarea la cel mai înalt nivel. Consilieră prim-ministrului, doamna Diana Chiriac, din păcate nu a putut astăzi participa, dar transmite sincere felicite evenimentului, din lipsă de posibilitate de a interveni online. Deci, m-am mandatat pe mine să transmit succes evenimentului de astăzi. Și
să transmit participanților pe ceea ce facem noi toți împreună astăzi este văzut cu ochi buni, este că trebuie să creăm cadrul necesar pentru ca persoanele cheie din instituțiile publice din Republica Moldova să poată să asigure absorpția maximă spre 100% a fondurilor europene. Iar mulțumim, stimați colegi din Bacău, pentru că ne puneți la dispoziție tot ce este necesar pentru ca să creăm acest cadru necesar. Avem onoarea să-l invităm pe domnul deputat, Costel Dunala. Domnul Prechid, mă scuzați, rog. Domnul... Nu, dar puteți, rog, nu știu să vă rog. Da, domnul deputat, domnul... Nu s-a ridicat domnul deputat. Dunala. Da. Bună ziua, bine v-am găsit. Am început cu partea tehnică, haideți să trecem puțin și la partea politică. Evenimentul de astăzi, aș dori să vă urez bun venit în județul Bacău. Nu știu dacă sunteți prima dată la noi în județ, dar sper că programul ce va urma să vă facă să ne cunoașteți județul și să-l îndrăgiți așa cum vă îndrăgim și noi. Stimați invitați, având în vedere legăturile istorice, culturale și lingvistice, strânse dintre Republica Moldova și România, consider că există un potențial imens pentru dezvoltarea unei colaborări transfrontaliere puternice și fructoase. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană reprezintă un pas natural în evoluția de sacra stat democratic și în modernizarea și dezvoltarea sa. Valorile europene de democrație, respectarea drepturilor omului, statul de drept și economia de piață sunt fundamentale pentru Uniunea Europeană și vor sprijini procesul de reforme și consolidare a democrației în Republica Moldova. În acest sens, cooperarea transfrontalieră între România și Republica Moldova poate aduce beneficii semnificative în mai multe domenii. În primul rând, există un potențial considerabil de dezvoltare economică. Prin promovarea comerțului și investițiilor transfrontaliere, putem stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă în regiune. România și Republica Moldova pot colabora în dezvoltarea infrastructurii, a energiei, a agriculturii și a turismului transfrontalier. Un alt domeniu ca potențial de colaborare între România și Republica Moldova este educația și cercetarea. Prin programele de schimb de studenți și profesori, putem încuraja mobilitatea academică și transferul de cunoștințe între universitățile și centrele de cercetare din cele două țări. Astfel, putem contribui la dezvoltarea resurselor umane calificate și la creșterea nivelului de competență în diverse domenii. De asemenea, cooperarea transfrontalieră poate îmbunătăți infrastructura și accesibilitatea în regiune. Prin proiecte comune de infrastructură, precum modernizarea drumurilor și crearea de legături feroviare, putem facilita mobilitatea și schimburile comerciale și culturale între România și Republica Moldova. Cu toate acestea, nu putem ignora provocările cu care ne confruntăm în procesul de cooperare transfrontalieră. Printre acestea se numără diferențele de reglementare și legislație între cele două țări, care pot crea obstacole în dezvoltarea proiectelor comune. Este nevoie de eforturi susținute pentru armonizarea legislației și a standardelor în diverse domenii, cum ar fi comerțul, transportul și mediul de afaceri. De asemenea, corupția și birocrația excesivă reprezintă provocări majore în cooperarea transfrontalieră. Este esențial să ne angajăm în lupta împotriva corupției și să promovăm un mediu de afaceri transparent și eficient în ambele țări. Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației sunt aspecte cheie pentru a încuraja investițiile și schimburile comerciale între România și Republica Moldova. Un alt aspect important este dezvoltarea și utilizarea adecvată a resurselor financiare disponibile. Atât România, cât și Republica Moldova beneficiază de fonduri europene și de alte surse de finanțare pentru proiecte transfrontaliere. Este necesară
o gestionare eficientă și transparentă a acestor resurse pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor și obținerea rezultatelor dorite. Este important să înțelegem că integrarea în Uniunea Europeană nu este un proces simplu și lipsit de provocări. Republica Moldova trebuie să depună eforturi susținute pentru a îndeplini criteriile și standardele europene în domenii precum justiția, combaterea corupției, reforma administrației publice și protecția mediului. Trebuie să sprijinim și să monitorizăm progresul Republicii Moldova în aceste domenii și să oferim asistență și experiență în procesul de reformă. Ca parlamentari, putem juca un rol important în susținerea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Putem iniția și susține leși politici care facilitează implementarea reformelor necesare și care consolidează relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova. Putem promova dialogul și cooperarea interparlamentară între cele două țări și putem facilita schimbul de experiență și bune practici în diverse domenii. Pentru a depăși aceste provocări și a valorifica oportunitățile existente, este necesară o colaborare strânsă între autoritățile locale, naționale și europene din ambele țări. Parteneriatele public-private pot juca de asemenea un rol important în promovarea cooperării transfrontaliere și în dezvoltarea piețelor comune. În încheiere, doresc să subliniez importanța unei abordări proactive și a angajamentului comun în promovarea cooperării transfrontaliere între România și Republica Moldova. O astfel de colaborare poate aduce beneficii semnificative pentru ambele țări, contribuind la dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii transfrontaliere. Prin colaborare, angajament și susținere la nivel parlamentar, putem contribui la realizarea visului european al Republicii Moldova și la consolidarea valorilor și principiilor europene în regiunea noastră. Trebuie să fim parteneri activi în acest proces și să ne unim eforturile pentru un viitor mai prosper și mai stabil pentru toți cetățenii țărilor noastre și să lucrăm împreună pentru a exploata pe deplin potențialul acestor oportunități și pentru a depăși provocările cu hotărâre și înțelepciune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, stimați domnule deputat. Avem onoarea să vă invităm domnul prefect al județului Bacău, domnul Lucian Vodinel. Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să îi salut pe oaspeții noștri din Republica Moldova, sora noastră mai mică și de multe ori mai înțeleaptă decât sora cea mare. Sunt 5 președinți de consilii raionale, cu tot cu Ion Cojocari, aici de față. Vă mulțumesc pentru că ați dat curs aceste invitații și să felicit Consiliul Județean Bacău și conducerea Consiliului Județean Bacău cu domnul președinte Ivancea, pe domnul Valentin Ivancea, pentru inițiativa de a găzdui și de a da substanță și sensul întâlnirii de acest fel, în care cred că veți avea de învățat, așa cum pomenea Iulie Călăstru, nu doar pașii de urmat, ci și pașii de evitat. Ceea ce privește absorpția fondurilor de preaderare și, de ce nu, accelerarea acestei absorpții în ideea de a atinge un procent cât mai relevant, cât mai înalt de fonduri atrase. Eu mă voi axa pe câțiva pași de evitat de către dumneavoastră, nu înainte de a contextualiza un pic punctul în care ne aflăm raportat la dumneavoastră ca Republică. Să spun și ca reprezentanță ai autorităților administrației publice locale. Particularitatea alegerilor la dumneavoastră în Republică este că nu aveți de optat între stânga sau dreapta, ci aveți de optat un vot care iese din logica electorală și se scrie într-o logică geopolitică. Dumneavoastră alegeți între est și vest. Tot timpul în opțiunile dumneavoastră și e o particularitate politică nu mai puțin importantă, pentru că statul de drept și democrația într-un stat reprezintă criterii după care veți fi evaluați în momentul în care veți face pasul de a accede în Uniunea Europeană. Aspirațiile, nu?
Republicii Moldova. Păi am început în 2009 cu parteneriatul estic, lansat de Uniunea Europeană la inițiativa Suediei și Poloniei și un mod de a se raporta strategic al Uniunii Europene către zona de est, mai exact către republicile care au făcut parte din blocul URSS, blocul sovietic. Republica Moldova este o astfel de republică. Și până în 2014, moment în care avem acordul de asociere pe care Republica Moldova a creat cu Uniunea Europeană, ratificat în 2016 de toți membrii UE, de toate statele membre. Și sigur, în contextul războiului din Ucraina, războiului de agresiune purtat în Ucraina de Federația Rusă, în martie 2022, depunerea aplicației oficiale de a deveni stat membru al Uniunii Europene. Aplicația acceptată, candidatura acceptată în iunie 2022. Între 2014 și iunie 2022, avem aproape un deceniu scurs, fără ca pașii făcuți de Republică să fie neapărat relevanți, mai degrabă s-a dat cu frâna de lungă trasă, și cred că e o lecție din acest, hai să nu spun deceniu pierdut, pentru că candidatura din 2022 e catalizată de război. Războiul din Ucraina, dacă n-ar fi fost acest conflict, mă întreb eu când ar fi fost depusă această candidatură. Ce e 8 9 ani înseamnă o lecție și lecția este, sunt două lecții, de fapt, în viziunea mea. O lecție este aceea că nu se poate merge la două capete. E eroare, e o greșeală, trebuie asumată o opțiune fermă, certă, și opțiunea dumneavoastră nu poate fi decât cea pro-vest. Nu există altă variantă sau o alternativă concurentă acestei opțiuni. Și a doua lecție este că există și o restanță la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește vocația geopolitică a Uniunii Europene și e un lucru recunoscut de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Nu prea am ascultat cu colegii noștri din Est. Da? Colegii din, noștri din Est ne-au spus că lucrurile se deteriorează vizibil, iar noi încheiam contracte de furnizare preferențială de gaz și aduceam independența Uniunii Europene de gazul rusesc. Cam asta ar fi contextul în care ne aflăm. Care ar fi elementele pe care aș vrea să vi le transmit și la care ca reprezentanții administrației publice locale ar trebui să țineți seama? Capacitatea administrativă este unul dintre ele. Nici noi nu am avut în România. Există domenii în care și acum suntem carenți la capitolul capacitatea administrativă și o vedem că vedem ce înseamnă această capacitate administrativă când nu e. Când nu e, vedem. Ce vedem? Vedem că proiectele stau în birocrație, stagnează în birocrație, vedem că se consumă foarte mult timp cu proceduri care ar putea lua foarte puțin timp sau care pur și simplu poate n-ar trebui să existe ca proceduri. Și vedem că ceea ce e o bună intenție la început, se transformă într-un calvar, într-un infern și obiectivele pe care le doream îndeplinite nu se mai îndeplinesc. Sau se îndeplinesc cu întârziere și la costuri mult, mult mai mari decât cele previzionate inițial. Și spun treaba asta pentru că nu e doar o metaforă. Capacitatea administrativă, dumneavoastră va trebui să absorbiți un volum imens de legislație europeană pe care trebuie să-l transpuneți în legislația dumneavoastră național. Un volum imens pe aproape toate activitățile vieții curente, de la sănătate până la, știu eu, comerțul în piețe și calitatea produselor comercializate în piețe. Și fără o capacitate administrativă consolidată, va fi foarte greu pentru dumneavoastră să realizați acest lucru. Și o să vă dau un exemplu ce înseamnă capacitatea administrativă labilă cu referire la precedentul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, 2014-2020, în UE se lucrează cu exerciții bugetare multianuale pe 6 ani. E bine, 2014-2020, în România, guvernarea Tudose acredita și licenția, în 2017, ultimele autorități de management. Adică acele structuri care guvernează implementarea unor programe operaționale. Da? De investiții structurale, regionale, transport, sănătate și așa mai, și așa mai departe, mediu. Imaginați-vă că la jumătatea cadrului bugetar multianual, la jumătatea cadrului bugetar multianual, când absorția, să zicem că ar fi trebuit să duduie, nu? Noi acreditam ultimele AMEL-uri. Deci până atunci,
cel puțin pe acele meuri, nu. Aveam ce să absorbim. Nu mai spun de chiduri și alte documente care să faciliteze accesarea fondurilor europene. Și s-a întâmplat treaba asta pentru că în 2016 în România a existat un guvern de tehnocrați, după un eveniment tragic, pe care cred că știți și dumneavoastră, în cembrie de la colectiv. Un guvern de tehnocrați care a făcut tot ceea ce omenește a fost posibil să țină frână finalizării negocierii acordului pe cadrul bugetar multianual 2014-2020, a negocierii cu Comisia, stabilirii ghidurilor și așa mai departe. Și sigur că s-a moștenit, mă rog, s-a preluat un impas birocratic care, iată, la jumătatea cadrului bugetar multianual a dus la acreditarea ultimelor AME-uri. Și sigur că exercițiul 2014-2020 nu este unul de succes pentru România în materie de absorpție pe fonduri europene. Nu este. Și cifrele vorbesc de la sine raportat la exercițiul anterior, la 2007-2013. Un alt aspect care mi se pare foarte important e coeziunea și dezvoltarea regională. Se tot vorbește de Europa regiunilor, de Europa coeziunii sociale, coeziunii teritoriale. În România avem 8 regiuni de dezvoltare și cred că poate cel mai relevant program operațional este programul operațional regional, care e un exemplu de succes. Unul din puținele exemple de succes la nivel național. Pe fiecare regiune se negociază de către Guvernul Național cu Comisia Europeană o alocare de fonduri, bani care intră în proiecte de infrastructură, preponderent, dar nu doar de infrastructură, dar în principal zona de infrastructură rutieră și așa mai departe. În schimb, să știți că există și o capcană a dezvoltării. Development Trap. Capcana dezvoltării care este targetată în ultimul raport al Comisiei, se cheamă Coeziunea Uniunii Europeană 2050, ca orizontul 2050. Și ce înseamnă această capcană? Păi înseamnă un lucru foarte simplu, că ceea ce se dorea a fi coeziune, adică estomparea disparităților între regiuni, în aducerea regiunilor la un nivel cât de cât egal de dezvoltare, prin ridicarea celor mai sărace și mai puțin dezvoltate, a dus în final la adâncirea disparităților și regiunile dezvoltate s-au dezvoltat și mai mult, iar regiunile mai puțin dezvoltate fie stagnează, fie involuează. Involuează sub auspiciul unor probleme de tip demografic. Vă confruntați și dumneavoastră în Republică, da? Cu problemă demografică. Din cauze istorice, moștenim de pildă în România, Transilvania are un anumit grad de dezvoltare, Vechiul Regat, un alt grad de dezvoltare. Și nu numai. Nu numai. Oamenii știți că migrează, merg unde le este mai bine și în ecuația alegerilor, nu doar latura financiară contează, ci și calitatea vieții. Da? Și migrează inclusiv în interiorul țării. Și o să vă dau iar un contraexemplu de cum nu cred că ar trebui procedat când vorbim de coeziune. Și un pic domnul președinte al Consiliului Județean a făcut vorbire de aspectul ăsta. E bine, în PNRR, când s-au stabilit investițiile pe spitalele județene, ministrul de la acel moment, Ghinea, a mimat un fel de consultare a stakeholderilor, a actorilor relevanți, pentru că era obligație legală în Uniunea Europeană, dacă nu parcurge această etapă, ți se respinge documentul și te duce înapoi la consultare. Adică a parcurge etapa pe care ai sărit-o. Când s-au realizat aceste consultări, fiecare Consiliu Județean a avansat propriile proiecte cu spitale și așa mai departe. Ei bine, în PNRR, 20 de județe, 25, dacă nu am așa, 21-22, nu au mai fost prinse cu niciun fel de investiții pe zona de dezvoltare a spitalelor județene, da? 20 de raioane, să spun. Imaginați-vă că nu cred că putem face coeziune lăsând jumătate din țară în afara investițiilor în sănătate. Ca și cum pandemia a fost doar în cealaltă jumătate din țară. Sau problemele de ordin sanitar există doar într-o jumătate de țară, cealaltă neavând probleme de acest fel. Bacău nu era prezent, județul Bacău, numai că mulțumită muncii președintelui Ivancea și a noii conduceri de la Ministerul Sănătății, s-a reversat o inepție, fiind înlocuit un proiect care nu exista, era doar o himeră, o secție de ar și s-a introdus
Spitalul Județean de Urgență cu acest pavilion și s-a obținut finanțarea de rigoare. Dar pe ultima sută de metri. Celelalte județe nu știu să fie procedat așa, ceea ce produce cu gândul că au rămas pe din afara finanțării prin PNRR. Creștem coeziunea cu așa ceva? Nu. Nu. Și totul dintr-o logică politică, dintr-un raționament strict politic. Un alt exemplu. Nu există o autostradă care să traverseze Carpații. Noi nu avem în PNRR prinsă o autostradă care să traverseze Carpații. Avem faimoasa autostradă a Unirii, a 8, pentru care s-a încheiat în 2018, s-a votat în Parlament, o lege s-a promulgat de 5 ani, în toamna acestui an, dar fără nicio finalitate, și care are în PNRR două cioate. Ciotul din Transilvania și ciotul de la Iași. Dar traversarea Parcului Național Ceahlău nu e. Și la cum se prezintă lucrurile, mi se o mare provocare să acceptăm, să se accepte la nivel european într-o Europa verde, o Europa a tranziției către un mediu mai prietenos, către o administrație și o societate mai prietenoasă cu mediul, să se accepte ce? Tranzitarea cu autostradă și ulterior cu mașinile de rigoare care ar trece pe acolo, nu? Parcul Național Ceahlău. Putem face noi coeziune teritorială și dezvoltare regională fără o autostradă care să traverseze Carpații? Nu cred. Și ce am obținut? Ceea ce se vorbește în Europa. O Europa cu două viteze. O țară cu două viteze. O republică cu două, trei viteze. Și care deja, ca și cum n-ar fi suficient de complicat tabloul la dumneavoastră, ar putea îndinamiza și mai mult, nu? Mersul lucrurilor și coeziunea statului respectiv. Și o să închei cu coeziunea și dezvoltarea, invitându-vă la pragmatism. Eu am câțiva prieteni în Basarabia, unii din parte dintre ei prezenți aici, și cred că vremea podurilor de flori și a cenaculilor a trecut. A trecut, ele au avut semnificația lor cumva, sigur, au trezit sentimentul național, a dormit în timpul comunismului, probabil, a ocupației sovietice, a anilor de lagăr comunist, dar eu cred că vremea cenaculilor și a podurilor de flori a trecut. Și apropo de dezvoltare regională, coeziune și poduri, nu-i mare lucru că în mai bine de 3 decenii de la disoluția URSS, noi n-am reușit să construim un pod nou peste Prut. Ca și cum Prutul ar fi un fel de ocean. S-a construit acum în contextul pe care îl cunoaștem cu toții de către actualul guvern și bravo lui că a făcut treaba asta, cinste lui, dar eu cred că avem datoria de a construi un pod nou peste Prut. E așteptat podul de la Ungheni, sigur că partea A8, dar rămâne de văzut cu ce resurs de izbândă e așteptat acest pod, ca partea unei autostrăzi. Așa e construit proiectul, ca partea unei autostrăzi. Mai mult decât podurile de flori, ne trebuie un pod concret. Aproximativ 1 milion de basarabeni, de moldoveni, frați moldoveni, au primit cetățenie română, nu? Foarte bine că au primit-o, dar cu amărăciune spun că a fost un gest electoral la momentul respectiv al celor care au urmărit totuși să obțină niște voturi în schimbul acestei cetățenii. Și le-au obținut. Foarte bine că s-a obținut această cetățenie. Dar România e un fel de anticameră către alte state din Uniunea Europeană pentru cei care obțin această cetățenie. Și cred că avem mai mult de muncă și mai pragmatic la acest aspect. Noi nu putem să ne dezvoltăm rămânând acasă doar vârstnici, pensionari, angajați la stat, copii care învață și răufăcătorii care cum să află ei. Avem nevoie să-i ținem acasă pe acești oameni și să le oferim și ei trebuie să conștientizeze că au o datorie față de această țară. Față de acest pământ românesc, de dincolo de Prut. Și pentru că vorbeam de pragmatism și cu asta promit că închei, regăsirea Moldovei și a României va avea loc în Uniunea Europeană, nu în altă parte. Am această convingere. Ce înseamnă pragmatism? Și o să fac chiar un recurs la istoria noastră, istoria României, în anii 90, anii tranziției. Drumul nostru către UE a început în 1995,
la Snagov, cu un document programatic încheiat la inițiativa președintelui de la acel moment, o să vi se pare surprinzător, dar nu e. Ion Iliescu s-a numit pactul de la Snagov, în care toate forțele politice din țara, la acel moment, în anii tranziției, anii turburei tranziției, toată academia, toată lumea intelectuală, toată societatea civilă au semnat acelalt, îl găsiți pe Google, doar cum a citat pactul de la Snagov, în care s-a zugrăvit orientarea pro-vest și europeană a României și, într-un viitor ulterior, accederea în NATO, după intrarea în Uniunea Europeană. Și acesta a fost farul călăuzitor și vectorul pe care l-am urmat cu sfințenie noi. Când s-au încheiat negocierile și am închis capitolele de negociere cu Uniunea Europeană pentru accedere? În 2004. După vreo 10 ani aproape, nu? Sigur, nu trebuie să dezarmați, pentru că Moldova de azi nu este România din 95. Moldova de azi este mult mai evoluată decât România din 1995. Mult mai evoluată. Și aportul cel mai important este că îl au studenții care vin aici, acești un milion de oameni care au cetățenia română și care, mulți dintre ei, își desfășoară activitatea și în România. Și își duc viața și aici. Noi nu aveam în 95 așa ceva, în Europa. Nu aveam așa ceva. Deci nu trebuie să dezarmați, dar, a spus un antevorbitor al meu, parcursul către UE nu este un parcurs simplu. Dar cred că împreună îl putem simplifica și putem ajunge unde vă doriți cu toții și ne dorim cu toții. În locul care ne regăsim împreună în Uniunea Europeană. Eu vă doresc mult succes și am convingerea că toate exemplele pe care vi le va prezenta președintele Consiliului Județean și le veți vizita, vor reprezenta pentru dumneavoastră exemple de bune practici și de la care puteți învăța în mod concret cum trebuie procedat și ce trebuie făcut pentru a vă realiza obiectivele. Mulțumesc! Mulțumim mult, stimate domnule prefect, pentru multe lucruri care toți le-am reținut. Apropo, la ultima noastră deplasare de delegație, dacă doriți, la Baia Mare, știu că Cancelaria Prim-ministrului a delegat o delegație care, de fapt, un grup de lucru care face stagierea la prefectura din Baia Mare. O să le sugerez să inițiezi dialogul și cu dumneavoastră și poate că ar fi o oportunitate foarte bună pentru oficiile teritoriale a Cancelariei de Stat, cei ce știu că fac acolo și ar fi bine să o fac și aici, în zona Moldovei. Totodată, vis-a-vis de, un pic mi-am notat, capacitatea administrativă, sigur că aici noi cel mai mult cred că trebuie să discutăm, pentru că de asta și suntem aici. Suntem aici un grup multidisciplinar din Republica Moldova, conducerea a 10 raioane, 5 vicepreședinți și 5 președinți, 19 stări de importanță națională și regională, reprezentanța 4 universități, reprezentanța 12 instituții de educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal, reprezentanța 3 Direcție de Educație Raională, Televiziunea Publică Națională, Centrul deja Republican de Pregătire Olimpicilor, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și multe, multe alte instituții dornice să preia bunele practici și să nu repetăm unele dintre erori. Noi din ianuarie 22 la IDEP ne-am asumat rolul de a contribui la crearea acestor competențe pentru echipele manageriale, a instituțiilor publice și nu doar de Republica Moldova și luna organizăm formări la aceste capitole și inclusiv domnul prefect v-ați referit și la anticorupție, am organizat și formări în domeniul prevenirii neregulilor în proiecte cu parteneriate, cu finanțare europeană, iar următorul curs care va fi în septembrie va fi cu cei din anticorupție de Republica Moldova, pentru că este important să avem grijă și de acest lucru. În aceste formări, noi am avut scopul să ajutăm crearea competențelor, echipelor manageriale și, sigur, pe fiecare dată am avut foarte mulți
invitați formatori din România și Belgia, în special, și sigur că dacă ne referim la crearea competențelor, la nivelul României este Institutul Național de Administrație, cu care am avut marea plăcere să avem colaborare frumoasă. Și am onoare să-l invit pe vicepreședintele Institutului, domnul Costan Liviu. Domnul Costan. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabila invitație, care este suficient pentru unei colaborări începută de ceva vreme de Institutul Național de Administrație cu Institutul Similar Fratel de Administrație din Republica Moldova. Deci nu suntem în debutul unei activități, ci suntem în continuarea unui proces. Am fost și eu, presupun ca și dumneavoastră, impresionat de prezentările făcute mai devreme de două președinte Consiliului Județean și de altul expoziu făcut de domnul prefect, care a apuntat foarte bine situația în care ne aflăm și cuantul ne-a ajuns. Trebuie să le recunoaștem, dar asta în niciun caz nu ne dezarmează. Și fiind în continuarea speech-urilor de mai devreme, a trebuit să revizez un pic conținutul. Și trebuie să ne dăm seama, dragi prieteni, de peste tot frații noștri, să spun așa, fără a fi bombastic neapărat în exprimări, că ne aflăm într-adevăr într-un moment istoric. Și istoria de multe ori nu așteaptă, e un moment de mare oportunitate, iar noi cei de aici, și nu numai noi, trebuie să profităm din plin de acest moment și să fim foarte eficienți. În ceea ce privește Institutul Național de Administrație din România, cred că ar fi foarte important pentru noi toți să conștientizăm, acum a dat fiind momentul istoric în care ne aflăm, că atragerea de fonduri, procesul de aderare, care este un proces complicat în sine, depinde cumva, la modul cel mai direct, și de calitatea resurselor umane, de pregătirea administrației, în ceea ce privește stabilirea unor necesități, scrierea unor proiecte în acord cu politica de aderare, apoi derularea lor, implementarea lor de plină, urmărirea proiectelor după aceea, ca rezultatele să fie atinse, să fie consolidate și pe termen lung. În acest sens, Institutul Național de Administrație poate avea și are deja un rol important, avem un parteneriat care este în desfășurare, avem și un plan de acțiune care în momentul acesta se desfășoară, și m-aș referi aici la anumite potigneli care poate să apară în desfășurarea unor proiecte. De multe ori acestea apar, și spun asta din experiența pe care am avut-o la Agenția Națională de Achiziții Publice din România, în procesul de achiziții publice. De multe ori, proiecte bune, proiecte importante, au întârziat și s-au potignit în procesul de achiziție publică. Încă de la început, încă de la proiectare, încă de la stabilirea necesităților și pe tot parcursul până la implementarea lor și un management de proiect în momentul când se desfășoară până la capăt. Și nu întâmplător, Institutul Național de Administrație chiar în acest moment are în derulare două proiecte prin care, de impact național, prin care sunt sporite competențele persoanelor din administrație care lucrează ocazional sau în permanență în procesul de achiziție publică. Cele două programe sunt gratuite, cu mii de beneficiari și ele au fost gândite cu ani în urmă, tocmai previzionându-se aceste posibile obstacole. Și aici au succes aceste proiecte și credem că vor avea un impact și o reducere a unor riscuri în implementarea unor proiecte. Institutul, de asemenea, poate oferi și de aici încolo, pentru că necesitățile de instruire și de formare sunt într-o permanentă schimbare. Avem studii privind necesitățile de formare la nivelul administrației de România, iar în ceea ce privește Moldova, multe dintre ele se suprapun. Sunt lecții de învățat din procesul de aderare a României,
sunt greșeli de evitat care au fost făcute de România, chiar dacă sunt mulți ani de atunci, și pe care Moldova le poate evita cu mare, cu mare ușurință. Sunt și lucruri foarte bune care pot fi învățate din procesul de aderare a României și din procesele care se desfășoară acum în România, privind absorpția fondurilor, pe exercițiu care se încheie, pe exercițiu care a debutat deja. De asemenea, Ministerul Dezvoltării, probabil că știți că are un program de cooperare transfrontalieră, unde și acolo pot fi atrase fonduri și pot instituții de pe cel mai mare maluri al aeroportului să coopereze în proiecte destul de bine finanțate. N-aș vrea să mă lungesc, programul nostru s-a decalat destul de mult. Încă o dată, felicitări gazdelor, domnului președinte al Consiliului Județean, domnul prefect, că au ales să sprijine această inițiativă, este un lucru foarte important. Pe mine personal m-a impresionat că au atras domnul președinte al Consiliului Județean și resursele din mediul universitar. Uneori sunt persoane importante care nu valorizează în suficientă măsură această resursă. Felicitări încă o dată și accesați sau site-ul Institutului Național de Administrație, unde, în afară de oferta de instruiri și de formare care o avem acolo și care acoperă foarte multe domenii ale administrației, Institutul poate concepe și desfășura programe la cerere. Avem deja pe platforma de instruire a Institutului, deja avem un exercițiu unde avem discipul, ca să spun așa, și din Republica Moldova, avem programe și gratuite. Posibilitatea de a concepe programele este destul de flexibilă, în sensul că avem o tehnică, avem posibilitatea de a parcurge programe doar online, în format hibrid sau în format față-înfață, unde este mai greu, pentru că presupune resursa de timp, de plasări și așa mai departe. Dar pe partea de online stăm foarte bine și avem o experiență foarte bună pe tot parcursul procesului de instruire. De la scriere până la eliberarea diplomului sau documentelor dovedite parcurgerii acelui program de formare sau de instruire. Este cu atât mai necesar lucrul acesta pentru că și România și Republica Moldova, din păcate, suferă de o hemoragie a resurselor umane, iar resursa umană care o avem în administrație în acest moment trebuie tratată cu maximă grijă de a oferi în permanență instruire formare pentru a face față provocărilor care se schimbă. Și de asemenea, prin sistemul de formare și instruire din domeniul public, să arătăm o imagine ca celor care vor vrea să acceadă în sistemul public să primească și în acest fel o încurajare. Ea se scrie la un concurs pentru o funcție publică, ceea ce de multe ori este descurajant. Este presupunerea că concursul și selecția nu este făcută întotdeauna cu bună credință. În România experimentăm acum două modalitate de selecție și de accedere în funcția publică, care înlătură orice suspiciune în colaborare cu Agenția Națională a funcționarilor publici. Să veți găsi și pe site-ul INA și pe site-ul ANFP, un program pilot extraordinar care deja produce rezultate de urmat. În afară de aceasta, prin funcția publică pe care o am, în particular și o preocupare foarte mare și constantă pentru, vă spunem mai întâi, hemoragia de resurse umane pe care o suferim, poate exagerată denumirea, dar este o realitate, sunt contributor la un proiect privat de mare succes, se numește Repatriot, o puteți găsi foarte ușor pe internet, și multe activități de acolo sunt și în Republica Moldova și privesc Republica Moldova în direct și acolo se prefigurează soluții pentru ca dintre compatrioții noștri mai puțin să aleagă soluția plecării, iar dintre cei plecați, ceea ce își doresc și pe și guvernul și poliția guvernamentală, dintre cei plecați, măcar unii dintre ei, în anumite situații, se ia în considerare la modul foarte serios repatrierea. Repatriem resursă umană, repatriem capitaluri, foarte mari capitaluri, uneori nu suficient măsurate,
dar repatriem și foarte multă competență și bune obiceiuri. Pentru că mulți dintre compatrioții noștri, la fel ca și la noastră, cum și la voi, oameni foarte valoroși, cu competențe deosebite, produc rezultate în străinătate, ne-am dorit să le producă și în România. Vă mulțumesc foarte mult, multe ar mai fi de spus, dar mai sunt și la alții. Succes! Mulțumim mult, stimate domnule vicepreședinte, de fiecare dată am avut mare plăcere să colaborăm cu INA în cadrul formărilor și nu doar. Deci vrem să grăbim un pic agenda de asta și vrem să invităm președinții de raioane să fie foarte subțință, dacă ne permiteți calificativul, pentru că deja am întârziat și trebuie să ajungem orarul și avem foarte multe vizite. Scopul nostru, de fapt, este anume să avem aceste partea formală, urmată de partea informală, urmată de vizite și ulterior, de ce nu să veniți cu invitații către omologi să vă ne viziteze și de ce nu să veniți cu propuneri, solicitări pentru a delega specialiști care să facă stagiere în vederea transmiterii bunilor practici. Deci, vă rugăm foarte succint ca să reușim cumva să ajungem orarul de timp. Vreau să-l invit pe domnul președinte al Consiliului Regional Nispănim, domnul Vasile Vărbuț. Stimate prefect, domnul deputat, stimate audiență, stimați colegi, vreau să menționez importanța acestui eveniment, importanța acestui forum. Ori de câte ori sunt prezent la acest forum, îmi dau seama bine că suntem pe drumul cel corect. Mai ales, mă conving odată că acum, recent, am încheiat un proiect transfrontalier, îmbunătățirea infrastructurii drumuri rutiere împreună cu județul Iași, primăria Țuțora. Nu e la așa nivel, domnul președinte, de zile, de milioane, este în jur la 3 milioane de euro, dar este pentru noi un scop atins deja, este deja o practică bine determinată. Acest drum leagă niște obiective foarte importante pentru Raionul Sporeni, Mănăstirea Brăzărești, care are peste 600 de ani, este în cea mai veche mănăstire din regiunea din Moldova, leagă cimitirul români, un cimitir care noi foarte mult îl comemorăm și este, într-adevăr, este și un efect economic pentru noi toți care mi-a ascultat calea mai aproape spre Vama Reușei. Domnul prefect, am să vă spun că nu sunt prea în totalitate de acord cu noastră viitor la impulsionarea aderării noastre Republicii Moldova la Uniunea Europeană, rău cea care este lângă noi. Noi lucrurile s-au început, după cum am spus, din acord de colaborare între cei de Lusești cu exemple și mai e o altă cale, nu neapărat prin intermediul aderirea europeană, e o cale în care mi-ați tot accentuat-o, podurile. Podurile care, la nivel de Republică, la nivel strategiei Republicii, acum a fost recent, lună, două urmă, a fost aprobată strategia de dezvoltare a Republicii Moldova, patru poduri peste Prut, pe care vreau să mă laud că și este un pod și o înspărere aprobată în strategie. Când s-a construit, sper că o să fie o realizare foarte frumoasă. Vă mulțumesc foarte mult celor actori, celor care pe noi ne ghidează și ne duce la bune practici. Și eu vă fi tot timpul prezent la așa forum pentru cum e un pas. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul președinte, inclusiv pentru faptul că ați fost foarte scurt. Invităm domnul președinte al Consiliului Regional Rășcani, domnul Vasile Sfiriu. Stimate domnule președintele Consiliului Județean, stimate domnule prefect,
stimați reprezentanți ai gazdei, stimați colegi, onorată asistență. Vă salut respectuos și întâi de toate vreau să mulțumesc pentru invitație și organizatorilor pentru organizarea și desfășurarea acestui forum foarte important de astăzi. În același timp este imperios de remarcat faptul că trebuie de specificat condițiile clare și pașii care urmează să îi parcurgem pentru a îndeplini toate necesitățile, să spunem așa, și prioritățile care sunt stipulate în strategiile noastre de dezvoltare socioeconomică. Ori, de-a lungul timpului, în mare parte, noi, reprezentanții ai Consiliului Regional, similar cu noastră Consiliul de Județene, am depus maxim efort pentru a îndeplini aceste realizări și obiective, mai mult pe cont propriu din bugetele proprii care le administrăm. Reșind din faptul că statul, Republica Moldova, la ziua de astăzi, are potențial foarte limitat în partea ce ține de mijloace financiare și pentru a îndeplini toate obiectivele pe domeniile de intervenție, cum ar fi și domeniul social, domeniul educațional, cultură, sport, artă, este neimposibilitatea de a acoperi aceste finanțe. Și în acest sens suntem în proces de identificare a resurselor financiare necesare pentru a îndeplini toate cerințele populației. Îmi doresc acest forum să fie unul cu rezultativitate, să fie cu obiectivele realizate care le vom trasa și ca fiecare cetățean, pe de o parte și pe de alta propriului, să fie satisfăcut de lucrurile pe care le facem, să parcurgă pe un drum de calitate, un trotuar bun, cu iluminare stradală, să aibă posibilitatea să vină cu copilul la o instituție preșcolară de calitate, la o școală cu educație de calitate, să dețină deci, și posibilitatea, să aibă posibilitatea de a beneficia de servicii sociale de calitate și în serviciu medical. Vă doresc mult succes și Doamne ajută! Mulțumesc! Mulțumim, domnul Sicriano. Avem onoarea să-l invităm pe domnul Cojocari, președintele Consiliului Renat Vlădini. Bună ziua, stimați prieteni din frați din județul Bacău, stimați colegi din Republica Moldova. În primul rând, vreau să vă spun că este prima vizită pe care o fac pe partea oficială în municipiul Bacău și mă bucur să revăd vechii prieteni pe domnul prefect Bogdanel și pe domnul vicepreședinte Consiliului Județean, domnul Panfil. Am mai avut o vizită oficială în județul Bacău, în orașul Târgu Ocna, împreună cu primar din raionul Vlădeni și atunci am văzut și am înțeles că avem prieteni și parteneri de nădejde în județul Bacău și mă bucur și îl salut și pe domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, care a făcut astăzi cunoștință. Odată ce am făcut cunoștință cu acești doi oameni, m-am abonat și la pagina Consiliului Județean Bacău și văd și urmăresc cu satisfacție și cu invidie albă toate realizările pe care le au dumnealor pe toate domeniile cheie. Cu toate că am vrut să spun mai multe, dar suntem și limitați în timp, dar totodată domnul prefect cam în mare parte a spus ceea ce am vrut să spun și eu despre acea coeziune socială, despre eliminarea acelor disparități în dezvoltarea regională. Vreau să vă spun ca reprezentant al administrației publice locale, noi ne confruntăm și avem în gestiune vaste domenii importante de nivel local și regional și putem vorbi aici la infinit. Putem vorbi despre medicină, medicina primară, putem vorbi despre educație, dar cel mai mult ce ne interesează pe noi și unde există cele mai mari disparități teritoriale în Republica Moldova este dezvoltarea regională și noi nu am venit aici și trebuie să înțelegeți corect cu mâna întinsă ca să cerem resurse financiare. Noi am venit aici să învățăm, să preluăm experiență și să evităm acel călcat pe greblă pe care, cu părere de rău, cum a spus antivorbitorii mei, România a avut parte pe parcursul ei atât în perioada de integrare europeană, cât și după integrare.
Dacă avem Ministerul Sănătății, avem Ministerul Educației care elaborează și promovează, preiau politici, trebuie să recunoaștem că Republica Moldova, dezvoltarea regională, sectorul mai ales rural, a fost lăsat mai mulți ani la o parte și acest lucru se simte. Iată, noi sperăm că odată ce Republica Moldova a devenit candidat pentru a adera la Marea Familie Europeană și trebuie încă o dată să subliniez și eu că noi autoritățile publice locale și nivelul 1 și nivelul 2 suntem conștienți că calea spre dezvoltare, spre justiție și socială echitabilă este a deveni parte din Marea Familie Europeană. Pentru asta s-a vorbit aici că avem nevoie de foarte multe reforme, inclusiv reformele administrației publice, locale, teritoriale și aici vreau să învățăm cel mai mult de la frații noștri. Mai mult ca atât, așa cum au spus și colegii mei din Republica Moldova, noi nu suntem la un prim forum de astfel de gen și totodată ne dorim ca să preluăm acea experiență de la dumneavoastră, mai ales că suntem același popor, vorbim aceeași limbă și pe unde am fost în România, am fost primiți și absolut dezinteresați, ajutați de către colegii noștri din administrația publică locală și centrală. Și totodată suntem foarte satisfăcuți și vă mulțumim pentru deschiderea de care dați dovadă și cel mai important că acest ajutor și această deschidere este absolut dezinteresată. Și nu pot să nu vorbesc aici despre acele probleme care se confruntă autoritățile publice locale, vorbim despre o viabilă descentralizare administrativă, autonomie financiară, o consolidare a autorităților publice locale, ceea ce vedem noi în România. Și am vrea ca să implementăm, ca guvernul nostru spre acele, să elaboreze cele politici prin care să venim să modernizăm administrația publică locală, iar serviciile publice de nivel local și regional să rămână aproape de cetățeni și să nu distrugem, dar să încercăm să consolidăm și să le dezvoltăm, astfel ca Maria sa, cetățeanul, necătând la fapt că urmează foarte multe reforme în parcursul nostru european, să nu simtă un disconfort. Și salut inițiativa și vreau să mulțumesc și eu domnului Iurie Calestru de la IDEM și întregii echipe pentru faptul că avem această posibilitate și participăm la astfel de evenimente, unde sper eu că până la 12-lea ceas mulți din colegii noștri vor înțelege importanța reformelor, vor înțelege importanța pașilor concreți. Așa cum a spus și domnul prefect, să trecem de la cele poduri de flori la fapte concrete și totuși aș vrea să deschid aici o paranteză. Când se construiesc podurile de piatră, noi, stimați prieteni, construim acele poduri de prietenie, poduri de experiență, poduri de infrastructură, iar când va veni și Dumnezeu ne va face dreptate și va dispărea această frontieră de peste Prut, să fim pregătiți să fim și noi la același nivel cu autoritățile publice locale din România. Și totodată, cum o fac de fiecare dată, nu pot să nu mulțumesc statului român și contribuabililor, mai ales că sunt aici și deputați din Parlamentul României pentru suportul absolut dezinteresat pe care statul român l-a acordat de-a lungul timpurilor Republicii Moldova în cele mai complicate momente, pentru sutele, sau mai bine zis, pentru cele peste 1000 de grădinițe reparate, școli, drumuri, spitale, ajutorul din perioada pandemică și cel mai important ajutorul care a venit din partea României în această perioadă de grea încercare cu război la granița Republicii Moldova. Și vreau să vă spun că România totul face corect în acord cu Republica Moldova. Primul și în primul rând investește în tineret, investește în școli, în grădinițe și asta se înțelege și aici iese că noi vom avea viitor. Iar cel mai important, vreau să mulțumesc României pentru că este ambasadorul și avocatul Republicii Moldova, atât în Uniunea Europeană, cât și în întreaga lume. Așa să ne ajute Dumnezeu, o dată vă mulțumesc! Reamintim că noi suntem pe parcursul ultimelor câteva luni la a noua ședință a forumului impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova, țara candidată la UE. Anterior a avut loc la Pașcani, Arad, Iași, Vaslui, Prilat,
București, Baia Mare și astăzi suntem la Bacău. Urmează pe data 31 august să fie și în Republica Moldova, un eveniment mare de 300 de persoane și vom veni cu invitația în atenția noastră să veniți cu o delegație, stimate domnule președinte, la acest eveniment. Și sperăm ca să reușim să avem cât mai multe parteneriate constituite în anul acestor evenimente, pentru că putem să ne modernizăm doar prin proiectele europene. Avem onoarea să ne invităm pentru o scurtă intervenție pe domnul președinte al Consiliului Regional Jedinec, domnul Nicolae Melnic. Este imposibil ca pe parcursul la 30 de ani noi să ne ridicăm la nivelul Europei, să lucrează în Parlament, să schimbe legislația, dar timp e foarte mic. Mai mult ca atât, practica care o are Europa, acumulată de sute de ani, de 30 de ani, este imposibil de a o acapara. Deci noi avem nevoie de timp. Asta e posibilitate, cel puțin 15-20 de ani, simplificați modalitatea de atragere de investiții pentru noi moldovenii. Până noi ridicăm specialiști care ne lucrează în domeniul atragerilor investițiilor, până noi ne ridicăm la nivelul cât de cât practicilor europene, până noi facem schimbările necesare în legislație. Și atunci mergem într-un pas cu Europa. Deci, întrebarea a fost ridicată, nu țin minte la care ședință, nici în localitate. Eu mă repet și cred că ar fi bine de luat în considerație și careva schimbări de făcut. Mulțumim tuturor și da, am rămas impresionat de investițiile care sunt făcute și în Bacău și în alte județe. Și cum s-a mai menționat, am dorit și noi să avem așa ceva, măcar în jumătate. Mulțumim! Da, vă mulțumesc, stimați domnule președinte. Într-adevăr, procedurile sunt complicate, dar aici depășește limita cadrul acestui eveniment. Deci, totodată, ați ridicat mingea la fileu legată de competență. Sigur că trebuie să fie manager de atragere investițiilor în cadrul fiecare instituții cât de cât mari din publice de Republica Moldova și asta o scrieză și capacitatea de atragere a fondurilor europene. Asta pur și simplu ca un feedback personal și asta la nivelul de stat trebuie să fie. Avem onoarea să ne invităm cu domnul consilier județean de la Consiliul Județean Bacău, domnul Ion Cucerescu. Mulțumesc, bună ziua! Stimați invitați din Republica Moldova, distinși reprezentanți ai județului Bacău, deputați, reprezentanți ai Cancelarii Primului din Republica Moldova, stimați primari din județul Bacău. În primul rând, vreau să exprim bucuria și onoarea mea de a vă avea astăzi aici, în Bacău, pentru această conferință importantă privind impulsionarea fondurilor europene. Este o ocazie unică pentru a ne apropia și a explora împreună modalități de cooperare pentru prosperitatea ambelor părți.
Republica Moldova, o țară aspirantă la Uniunea Europeană, are ocazia de a-și contura viitorul pentru o utilizare eficientă și inteligentă a fondurilor europene. Împreună cu Euronest, suntem determinați să oferim întregul nostru sprijin pentru oportunitățile reale de dezvoltare și modernizare. Această conferință este un pas important în această direcție. Un forum în care ne putem uni forțele și expertiza pentru a face din procesul de absorbție o poveste de succes. Pe parcursul acestei zile vom explora proiecte comune și parteneriate inovatoare în domenii vitale, cum ar fi infrastructura, sănătatea, educația și asistența socială. Cunoaștem deja că sunt deja colaborări între județul Bacău și Republica Moldova. Avem exemple de înfrățiri. Avem foarte mulți primari din județul Bacău care sunt înfrățiți cu primării din Republica Moldova, oferă suport. Pe domeniul sănătate avem destul de mulți medici originari din Republica Moldova care desfășoară activitatea în Spitalul Județean Bacău. În domeniul educației cunoaștem că Universitatea Vasile Alexandru din Bacău are parteneriat cu universitățile din Republica Moldova și oferă un sprijin enorm studenților basarabeni, oferă burse studenților basarabeni care vor să-și facă studiile superioare în România. Ținem să subliniem că fondurile europene nu sunt doar oportunități economice, ci și un mecanism de consolidare și valori și principii europene în cadrul societății noastre. Acestea promovează coeziunea, incluziunea socială și dezvoltarea sustenabilă, aducând astfel beneficii tangibile pentru cetățeni. Fiind originar din Republica Moldova, vorba unui prieten român născut la Chișinău, cunosc foarte bine provocările care apar în această perioadă de preaderare. Înțeleg reținerea unei părți a societății din Republica Moldova, referitoare la integrarea în UE. Ani buni de propagandă rusă și-au lăsat amprenta. Totuși, este de datoria noastră să schimbăm această percepție prin atragere de fonduri europene și, respectiv, creșterea calității vieții. Sperăm că în anul care urmează să nu se schimbe direcția Republicii Moldova la 180 de grade. Vă încurajez să profitați de această oportunitate de a aduce contribuția, de a împărtăși viziunea și de a face pași fermi către prosperitatea comună. Administrația competentă și implicată este cheia succesului, iar în această direcție vom continua să ne sprijinim reciproc. Astăzi începem un nou capitol al colaborării noastre, sau continuăm un capitol al colaborării noastre, iar acest parteneriat se va consolida prin acțiuni concrete și rezultate remarcabile, prin schimb de experiență și sprijin reciproc. Vom înfrunta provocările și vom aborda împreună oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană. Cu acest spirit de cooperare, alături de colegii mei din județul Bacău, alături de Euronest și de alte județe din regiunea Nord-Est, cu care trebuie să recunoaștem Republica Moldova are o relație aparte. Poate din motiv că suntem mai apropiați ca zonă sau... Suntem pregătiți să facem pași mari spre viitorul pe care ne-l dorim. Să facem din această conferință un punct de pornire pentru noi de realizări și pentru construirea unui viitor mai luminos pentru toți cetățenii noștri. Vă mulțumesc pentru participare și pentru angajamentul vostru față de această inițiativă. Să avem o zi plină de inspirații și discuții fructoase. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim mult! Ce spune că ai tăi de acasă, o să înțeleagă totdeauna. Deci am spus asta că nu am pomenit până acum Euronestul, dar vă știți, probabil, fără Euronest nimic n-ar fi fost posibil. Ei sunt partenerii noștri și evenimentul de astăzi este mulțumit președintelui Consiliului Județean, dar și Euronestului, care la un simplu sunet, e-mail, deci mesaj, au spus da, facem. Și astăzi, vedeți, tot ce s-a organizat este la cel mai înalt nivel, este meritul întregii echipii Euronest. Și vreau să aduc sincere mulțumiri pentru parteneriatul pe care l-am avut cu noastră. Din decembrie 22 am semnat și un memorandum de colaborare și sperăm să avem și multe proiecte comune împreună. Pe partea noastră vă invităm să
colaborație, apelați la expertiză și experiență Euronestului, că sunt constituiți de 6 consilii județene și au foarte multă expertiză și experiență. Și dacă aveți nevoie de parteneri din zona Moldovei de România, sunteți invitați să apelați la Euronest. Și avem o diplomă de mulțumire pentru parteneriatul frumos și pentru organizarea tuturor.